Bună seara, stimați telespectatori, sunt Simona Pătuleasa și, ca de obicei, începem cu știrea bomba zilei. Șoc și groază, mi-a mărit sânii. Alte știri pe scurt. Continuă scandalul între Mircea Sandu și Marian Iancu. Președintele FRF i-a spus investitorului de la Poli, citez, Tereneg. Iar Marian Iancu a replicat astăzi, Tereneg ești tu. Proteste la Steaua, pentru că Gigi Becali nu a mai dat nicio declarație în ultima vreme. Astăzi a avut loc un meeting spontan de protest în fața stadionului din Ghencea, la care au participat peste 100 de jurnaliști. Omul de afaceri, Vasile Turcu, acționar la Clubul Dinamo București, a rămas zile trecute fără permis. Avem imagini de la incident. Inspector Bendeac, vreau să-mi prezentați și mie documentele noastre, vă rog. Ce să vă adun? Documentele noastre, vă rog. Care documente? Documentele noastre, permisul de conducere, talonul. Nu stai puțin, mi-a dat, nu știi cine sunt. Păi nu știu, de asta v-am cerut documentele, domnul meu, vă rog să-mi spuneți. Ce documente să dau? Mai oprești de drum, că m-am și enervat. Adică tu crezi că, băiatul, crezi că am timp să stau cu toți fraierii, să stau, să fac laringota asta, redingota asta, să fac meningit? Cine sunteți dumneavoastră? Cine sunt, domnul? Păi cine sunteți dumneavoastră? Îți va scrie Turcu, domnul, indisponsibil la Dinamo, care vin cu bani de acasă ca să ajung clubul, să mă duc să mă grăbesc, să bag bani la Dinamo și mă împune și dumneata. Cine ești dumneata? Deci, domnul meu, nu m-ați înțeles. Din punctul meu de vedere, puteți să fiți și papa de la Roma, nu Vasile Turcu. Eu oricum țin cu Steaua, da? Păi, de evidență, domnul meu, noastră vreți să vă luați zborul? Ce fac? Noastră vreți să vă luați zborul? Adică ce vreți să spuneți, domnul? Noastră știți cu ce viteză circulați? Cu ce viteză circulați? 187 de kilometri la oră. E extraordinar, domnul, asta e mult, e puțin. Păi pentru o mașină este mult prea mult, pentru un avion este mult prea puțin, da? Ce noastră n-ați văzut acolo restricția de viteză? Ce fac? Restricția de viteză e la 100 de metri, dacă vă uitați. N-am văzut, domnule, nimic, am crezut că e pentru, muritori așa cu dacii. Deci dacă ați crezut că este pentru muritorii cu dacii, uite, eu trebuie să vă rețin permisul de conducere. Asta este domnul Turcu.